Capitolul 6. Înmulțirea pâinilor. După aceea, Isus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Isus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tări din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, Este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Isus a zis, Spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape cinci mii. Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor săi, Strângeți fărămiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau, Cu adevărat, acesta este prorocul, cel așteptat în lume. Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. Isus umblă pe mare. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Isus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Isus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Isus le-a zis, Eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Pâinea vieții Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Isus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Isus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta – să credeți în acela pe care l-a trimis el. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-l vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei: dă-ne totdeauna această pâine! Isus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut, și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și ziceau: Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: Eu m-am pogorât din cer? Isus le-a răspuns: Nu cârtiți între voi! Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu, da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Isus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană, și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum tatăl, care este viu, mă trimis pe mine și eu trăiesc prin tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în viac. Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Unii ucenici îl părăsesc, mărturisirea lui Petru. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Isus, care știa în sine că ucenicii să-i cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață dar sunt unii din voi care nu cred căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă și a adăugat tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Isus a zis celor 12: Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Isus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi, cei 12? Și totuși, unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el, unul din cei 12.